Hei, salutare dragi prieteni și bine m-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vă voi arăta ce rechizite școlare mi-am cumpărat eu din Pepco. Ok, să mă alungim mult intrul și să începem. Mi-am luat această hârtie creponată care este mai multe culori. Pe ea am dat 5 lei și da, este mai multe culori. Ok, mi-am luat acest penar cu mai multe, gen riglo, pixuri, creioane, gumă de șters, așa. Am luat acestea pentru dosare și chestii. Acest set geometric. Sunt flexibile și da. Această, harta României. Pensule de mai multe culori. Paiete, 24 în total. Acuarele. Ok. Acest carnețel de notițe. Aceste pixuri, creioane, rigle, mai multe chestii. Un caiet de matematică. Încă două caiete. Mi-am un caiet cu fructe de română. Mai am acest caiet mare de română pentru că ne va trebui. Care îmi place foarte mult. Mai am acest caiet mic de matematică, dar pe acesta nu îl voi folosi, că uitați cum are așa liniuțele. Pe acesta îmi place foarte și foarte mult. Este cu muzică. Este de matematică. Un caiet de desenat cu fructe și mai multe chestii. Mai am un caiet mare de matematică. După cum vedeți, mie îmi place foarte mult modelul. Să-mi scrieți în comentarii dacă vă place și vouă. Am uitat să vă arăt încă ceva. Penarul acesta și creion gigantic, care îmi place foarte mult, după cum vedeți. Cam așa este modelul. Și penarul are mai multe creioane, mai multe pixuri. Și da, să vă arăt ce este aici de caiete și mai multe. Uitați-vă, oh my god. Ok. Dacă v-a plăcut videoul de azi, nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Eu am fost Cristi pe ziua de astăzi și vă pup! Pa!